Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Vreau să vă arăt ce investiții a trebuit să fac ca să ajung în 2021 la cifrele astea exorbitante, până la 28.000 de euro, adică. Și vorbesc doar de mediul online, unde am început acum ceva timp și nu știam exact cum se mănâncă și cu ce se mănâncă toată treaba asta. A trebuit să-mi bat capul mai mult, să mă intereseze mai mult și să forțez, să muncesc, să învăț. Așa că o să includ inclusiv luna decembrie, pentru că atunci a început să pompeze oarecum toată treaba asta și cu e-book-uri și cu afilieri și cu canalul meu de YouTube. Hai să ne uităm puțin pe PNL-ul pe care oricum vi l-am arătat și undeva prin ianuarie-februarie, ce am estimat atunci și bineînțeles și prin martie și unde am ajuns cu toate încasările practic și toate cheltuielile apoi. Pe prima linie, practic primul tabelaj de aici, avem revenue, adică toate încasările și avem estimat prima oară, adică ce mi-am propus eu să realizez, niște targeturi. Și apoi pe altă coloană, pe aceeași lună, avem realizatul, ce s-a întâmplat de fapt. Pe fiecare lună, bineînțeles, și aici avem un total până în martie. L-am făcut pe 4 luni de zile pentru că nu știam exact ce o să iasă. Și avem un estimat de 18.000 de euro din toate lunile astea, de la căsuța de estimate. Și apoi avem realizatul de 16.200 și ceva de euro. Deci mai puțin un pic. Și când ne uităm pe fiecare linie de aici, avem e-book-uri, YouTube, afiliere, e-commerce-ul care nu l-am început, TikTok-ul încă n-a dat drumul la monetizare. Am pus niște coaching, însă mi-a schimbat strategia între timp, așa că ultimele 3 se vor transforma în alte lucruri, dar vi le spun în alt clip. Și atunci fiecare rând din ăsta are niște estimări și niște realizări. Fiecare ducându-se aici. Apoi trecem după aceea la OPEX, adică cheltuieli operaționale. Aveam contul de Shopify, o adresă de mail plătită, contabilul bineînțeles, o aplicație care m-a ajutat să scot niște facturi, deci invoice înseamnă factură. Operațiuni bancare care costă și alea, mentenanța contului bancar, email marketing am făcut și din ăsta, Facebook Ads am făcut și din ăsta. Apoi taxe, la Shopify, adică comisioane, Stripe și PayPal, că trebuie și provider de plăți. Taxe pe venit, adică impozit pe venit, care la noi în țară este 3%. Apoi exprimate valoric. Deci toate astea de aici, în funcție de cât s-a vândut, câte e-book-uri, s-au exprimat valoric cât am plătit pentru taxele astea. Apoi la dividende. Deci mai întâi aveam un cash flow, adică venitul minus cheltuieli, mi-a dat un cash flow. După aia impozit pe dividende, la noi în țară 5%. Ce ar trebui să-mi iasă? Am și shareholder, adică am un partener, care dar o să revin la treaba asta mai încolo. Și după aia am dă money in the bank, am trecut aici. Hey, toată treaba asta deci la încasările finale și după aia vă explic la sfârșit cam care sunt cheltuielile totale, taxe și mai departe mergem pe aprilie plus, adică am făcut de pe aprilie până în iulie inclusiv. La fel, estimări și realizări. Totalul estimat a fost 15.000, iar am fost de sub. Asta este. Nu putem să plângem acum și am ajuns la 12.000, tot așa, din e-book-uri, YouTube, afilieri, etc. Și acum mergem la canalul de YouTube. Hai să vedem pe 2021. Pe 2021 avem 16.000 de dolari în total și vedem aici niște spike-uri foarte mari luna mai, când spațiul cripto era foarte, foarte pompat, toate lucrurile mergeau bine, toată lumea făcea bani care s-a băgat înainte, bineînțeles. După aia a început să scadă, exact ca spațiul cripto. Dar nu contează, adică s-a menținut, după cum vedeți aici, grosimea, da? Deci între linia asta de bază și unde sunt spike-urile astea sau minimurile, grosimea asta s-a mărit un pic, ceea ce înseamnă că canalul, virgulă, canalul a crescut. Și asta era și ideea. Și am zis că luăm și luna decembrie, aici din ăștia 180 de dolari, ceva de genul, erau pe noiembrie, era prima lună de monetizare, însă n-am făcut cine știe ce, încă testam. Deci undeva la 1200 de dolari aproape, 1100 și ceva de dolari, au fost pe decembrie. Pe YouTube am mărit calitatea clipurilor progresiv, adică n-am început din prima cu cea mai bună calitate, a trebuit să testez. Este ca în orice afacere care trebuie începută cu un MVP, care se numește Minimum Viable Product, care înseamnă validarea produsului tău, adică a afacerii. Depinde ce vinzi. Informații, cafea, shawarma. Trebuie lumea să vadă ce vinzi tu acolo și să zică da sau nu. Te acceptăm pe piață sau nu. Dispari, lasă să vină altul. Dacă faci treabă bună, progresiv, pentru că vezi ce vor oamenii, și asta am făcut practic și eu. Atunci oamenii o să zică ok, pentru nișa noastră, pentru că suntem aici, asta căutăm, ești ok, rămâi pe piață, hai să vedem dacă putem să creștem sau nu. Și vreau să intrăm puțin în mai multe amănunte despre primele principii, despre care inclusiv Elon Musk vorbește, Michael Saylor vorbește și mulți oameni de succes. Ce înseamnă primele principii? Este vorba de cum îți pui practic întrebările corecte dacă vrei să afli adevărul. Adică despre principiile din spate, principiile de la bază, nu despre neapărat analogia pe care oamenii o fac. Un canal de YouTube e greu de crescut. Trebuie să ai echipament foarte performant ca să faci un canal de YouTube de succes. Oamenii mai spun că nu poți să faci afaceri fără să ai bani, adică trebuie să strângi bani prima oară. Am început cu 0 lei. Oamenii spuneau că internetul este o păcăleală și nu are viitor. Și poftim, uite unde am ajuns. Oamenii spun asta despre cripto și totuși în spate este o grămadă de adopție din ce în ce mai mare. Exemplu, cum a făcut Elon Musk la SpaceX.
cum uiți de tot ce știe lumea și mergi la bazele fundamentale. De exemplu, toată lumea spunea că rachetele sunt scumpe, iar ca să ajungem pe Marte era nevoie de rachete mai ieftine. El s-a întrebat, de ce sunt scumpe? Cum ar putea fi mai ieftine? Din ce sunt construite rachetele? Aliaje de aluminiu, titaniu, fibră de carbon, ok, dar care sunt costurile lor pe piața de comodități? Și așa a ajuns la concluzia că materialele astea reprezentau 2% din valoarea unei rachete. Apoi le-a achiziționat direct și încerca să le construiască cu echipa lui de ingineri. Păi ce mă, Cristiane, tu te compari cu Elon Musk? Nope, dar fur inteligența unor oameni mult, mult peste mine care practic mă ajută să îmi creez eu toate fundamentele astea ca să pot să ajung acolo unde îmi propun, bineînțeles. Așa că și mie îmi spunea toată lumea ca sfaturi să îmi cresc canalul de YouTube când îi întrebam, băi, ce credeți că aș putea să fac ca să cresc mai repede canalul de YouTube? Și existau păreri comune, toate sunau la fel. Ai nevoie de un editor bun pe video, neapărat cu experiență. Ai nevoie de o investiție sănătoasă într-un decor foarte, foarte favorabil. Ai nevoie de o cameră profesionistă, măcar 1500 de euro să dai pe ea. Ai nevoie de 2-3 lumini din unghiuri diferite și de astea profesionale, bineînțeles. Ai nevoie de microfoane speciale sau la valier la 1500-2000 de lei, că astea sunt profesionist. Poate chiar ai nevoie și de un birou amenajat, să știi că mergi în fiecare zi acolo și totul e în regulă, adică te-ai pus la masă și ai început să filmezi. Și când am făcut calculul pentru ce îmi recomanda toată lumea, am ajuns undeva la investiție de 10.000 de euro și undeva la costuri lunare de 1.000 de euro. Încă de la început, pentru o afacere digitală care nu știam practic cum va merge. Așa că mi-am pus întrebările întorcându-mă la primele principii. Fără să mai ascult ce spune lumea sau fără să fac analogie față de alții care au crescut niște canale de YouTube în feluri asemănătoare. Și m-am întrebat în felul următor. De ce s-ar uita oamenii la mine? Păi să afle niște informații ca să se educe din punct de vedere financiar, că asta e meseria. Cum ar putea crește canalul meu? Păi îmbunătățind constant calitatea contextului, adică a informațiilor, nu a contentului neapărat. Da, îți trebuie ceva să se vadă bine, îți trebuie ceva să se audă bine. Ghiși ce? Fac asta cu un iPhone 11 Pro și o lavalieră la 100 de dolari. M-am întrebat cum aduc mai multe vizualizări la clipurile mele. Și pentru asta trebuie să știu cum funcționează algoritmul de la YouTube și nu neapărat să aflu părerea celorlalți. Adică thumbnail-ul era foarte important, titlul era foarte important, primele 30-40 de secunde foarte important din clip. La fel și cu partea de e-book-uri. Cum duc cât mai ușor informațiile astea din e-book-uri către cât mai multe persoane? Unii spuneau, da, trebuie să scoți exemplare fizice, cât mai multe, asta vrea lumea să vadă, să citească. Și un exemplar fizic la producție mă costa cât prețul unui e-book din momentul ăsta. Nu am ascultat, le-am făcut pe toate digitale și au ajuns la peste 50.000 de oameni până acum. Așa că hai să vedem cum am aplicat eu practic primele principii. M-am întors la fundamentale. De ce am nevoie, într-o listuță scurtă, de ce am nevoie practic ca eu să duc toate informațiile astea către populație? Pentru că îmi erau cerute constant. N-am pornit pe drumul ăsta de YouTube pentru că m-am trezit dintr-o dată. Mi s-a cerut pe TikTok. Am nevoie în felul următor de o lumină bună, o cameră care să filmeze bine, un stativ care să-mi țină camera, să fie decent, adică nu trebuie să fie ceva scump, dar nici ceva ieftin. Un decor minimalist, nimic fancy, o lavalieră ok, dar nu din aia de televiziune că e 600 de euro, un MacBook Air 13 de exemplu, care nu trebuie să fie neapărat pro, că este de 3 ori mai scump, și mi-am amenajat decorul pe care vedeți în spatele vostru. Uneori îl mai schimb, pentru că mă plictisesc și eu. Primele principii au funcționat pentru mine inclusiv în afaceri, încă de la început, fără măcar să-mi dau seama că fac asta. Cu aceleași tipuri de întrebări, fără să aud tot ce spune lumea, fără să fac analogie cu ceilalți care au făcut business în lumea asta, m-am întrebat ce vor clienții. Să fie fericiți, să primească energie bună când vin la noi, să primească un produs bun, să plece cu vibe bun de acolo și să existe un spirit prietenos, pentru că suntem oameni cu toții. Deci e nevoie de o energie bună, pentru că un client nu vine la tine doar pentru produsul de bază. Produsul ăla de bază se mai găsește prin alte 15-20 de magazine probabil la tine în oraș. Așa că ei vor să aparțină unei comunități, vor să contribuie la comunitatea aia, vor să fie întrebați ei ce părere au. Deci întrebam mereu cum se simt, ce părere au de produsele noastre, ce părere au de angajații noștri, ce părere au dacă vrem să schimbăm ceva. Ce își mai doresc oamenii ăștia care vin la noi în vizită? Să fie răsplătiți. Așa că am creat o aplicație cu 33.000 de euro investiție, care să facă toate treburile astea automatizat pentru noi. Ok, dar ce vor angajații? Să fie tratați la fel, ca niște oameni, nu ca niște sclavi. Să existe stimulente, prietenie, să existe niște challenge-uri acolo, să ne ajutăm reciproc, să existe posibilitate de a promova, să fie stabilitate în jobul respectiv. Și am făcut manuale de proceduri și am dat bonusuri care să-i ajute pe ei în funcție de ce indicatori de performanță aveau la muncă. Și suntem ca o familie, inclusiv ieșim împreună uneori. Deci am uitat tot ce spuneau alți patroni. Ăștia tineri nu mai vor să muncească. Aoleu, ce probleme am cu angajații. Aoleu, clienții ăștia sunt chiar fraieri că merg la concurență, la mine e mult mai bine. Am uitat toate astea și m-am întrebat singur, ce vor oamenii ăștia? De ce ar veni la noi? De ce ar veni la noi și nu la concurență în primul rând? De ce ar alege produsele noastre în detrimentul altor produse, poate chiar mai bune? Cum pot să-i servez mai bine de-a lungul timpului pe toți oamenii ăștia? Pe măsură ce am venit cu răspunsul la toate întrebările astea, care nu sunt dificile deloc, pentru că m-am pus și eu în șuții oamenilor, pentru că și eu sunt client la anumite afaceri. Atunci a început să schimbe tot. Și acum să mergem la partea în care vorbim despre cât am investit exact. Da? Hai să mergem!
Pentru că ai văzut lista puțin mai sus, hai să vedem exact ce prețuri au fost la mijloc. Și după aia îți arăt și fiecare piesă de echipament ca să te convingi singur. Deci am avut nevoie de o lumină bună, am dat pe ea 1000 de lei. O cameră bună am avut-o deja la iPhone 11 Pro pentru că mi l-am cumpărat undeva în septembrie 2020 și am făcut chiar un clip. Este primul meu vlog serios pe treaba asta. Un stativ ok m-a costat undeva la 250 de lei. Un decor minimalist, deja stau în el, doar ar trebui să setez undeva camera să se vadă ok în spate. O lavalieră bună, am dat 400 de lei pe ea, nu 400 de euro. Nu trebuia să fie ceva profesionist. Un MacBook Air ok, nu a trebuit să-mi iau Pro ca să fac o grămadă de grafici, sau, adică am putut să fac grafică digitală inclusiv la MacBook Air. Un whiteboard care m-a costat 500 de lei. Iar la MacBook-ul ăsta și la iPhone nu am zis prețul pentru că le-am luat în rate fără dobândă de pe Mag, cu cardul de cumpărături al mamei mele, nici măcar eu n-am avut așa ceva. Iar pentru iPhone 11 Pro dau 250 de lei lunar, iar MacBook-ul undeva la 200 de lei lunar. Deci am avut 2150 de lei investiție inițială și apoi dau 450 de lei în fiecare lună pentru gadgeturile astea două, pentru că mai bine plătesc 2 ani de zile și în 2 ani de zile fac și bani, decât să blochez banii aia full, cu prețul întreg cu care cumpăr gadgeturile de la început. Versus dacă mă luam după toată lumea și ajungeam la o investiție de 10.000 de euro și cheltuieli lunare de 1.000 de euro, cu un birou, cu niște autorizații de care aveai nevoie, utilități în fiecare lună, casă de marcat, sistem de gestiune, poate contract de securitate, drumuri zilnice la birou. Voi face asta în viitor? Bineînțeles, dar până atunci de ce să nu învăț practic cum se fac bani cu propria mea meserie? Pentru că eu am doar o meserie pe care o prezint aici. Să fii antreprenor este doar o altă meserie. Dacă eram barber, puteam să fac exact același lucru ca să văd exact cum prinde personalitatea mea în mediul online. Dacă eram personal trainer, făceam exact același lucru pentru că sunt o grămadă care sunt și mult mai mari decât mine ca și canal. Și ai putea spune, da mă Cristine, dar toată lumea știe că trebuie să investești bani ca să faci bani. Bro, doar ce ți-am arătat că nu ăsta este adevărul. Dacă te întorci la principiile fundamentale, o să-ți dai seama că ce spune lumea este irelevant. Și ți-am arătat cum poți face și tu asta cu propria ta meserie. Nu contează cât de lame sau cât de boring ți se pare ție meseria ta. Sunt mulți care ar fi interesați să se uite la tine pentru că ar vrea și ei să practice meseria respectivă. Nu există să nu poți. Trebuie doar să îți bați capul puțin mai mult, să creezi content în social media mai mult despre meseria ta și cu ce te ocupi tu, bineînțeles, și să-ți vadă partea ta de om care ești. Deci nu să fii un robot. Trebuie să arăți că ești om și lumea să rezoneze cu tine. Asta am făcut și eu. Astfel vei crea o comunitate, iar comunitățile sunt cele care au drive-ul ăsta de a duce mai departe practic un business. Se va transforma meseria ta într-un business. Exact ce am făcut eu cu canalul ăsta. L-am tratat exact ca pe un business. A trebuit să mă uit la niște metrice ca să-mi dau seama ce ar ajuta canalul să crească. Și am văzut ce vrea lumea. Și asta va trebui să faci și tu, să vezi ce vrea lumea și să le dai pur și simplu. Mergi la primele principii și puneți întrebările. De ce? Ce aș putea să dau? Ce aș putea să spun? De ce m-ar urmări lumea pe mine? Ce știe lumea și care este de fapt adevărul? Unde găsesc adevărul ăsta și cum încep de la el, adică de la baze? Ce am vorbit eu azi este doar un exemplu, dar dacă încep de la primele principii, o să ajungi practic să nu te iei după ce spune lumea în general, ci să-ți construiești propriile răspunsuri la întrebările tale. Deci da, am investit 2150 de lei și am făcut 28.000 de euro în ultimele 8 luni. Dar de aici, bineînțeles, am și eu taxe de plătit, am comisioane, se duc bani și la un partener, deci nu rămâi cu toți banii aia, dar nu asta este lecția de bază. Ci faptul că am reușit să creez o afacere digitală care nu are niciun risc în spate. Adică nu are investiția aia mare de 10.000 de euro, nu are o chirie care dacă pur și simplu nu mai permis să plătesc trebuie să plec de acolo și am pierdut o grămadă de bani pe chiria aia. Sau, Doamne ferește, să fi făcut un credit ipotecar pe un spațiu de genul și să-mi creez birou acolo și nu știam cum merge afacerea și la un moment dat închideam. Acum am toate răspunsurile necesare. Deci poți și tu să le cauți pe ale tale și să construiești de acolo ceva. Micuț, mediu și după aia mare. Succes și am încredere în tine! Deci mersi că te-ai uitat până la final, lasă un like la clipul ăsta ca să ducem informațiile mai departe pentru că așa funcționează algoritmul de la YouTube. Nu uita să lași un subscribe pentru că tragem să fim un pic mai mari decât ieri. De fapt, tragem să ajungem la 1 milion de subscriberi până la sfârșit de 2021. În plus față de asta, ai o serie de dealuri foarte bune în descriere, de exemplu cartea Standardul Bitcoin, dacă folosești codul Notorius de reducere, ai 30 de lei reducere la carte. Poți să investești în Elrond prin aplicația Maiar, unde și eu am investit, și la fiecare 200 de dolari investiți, primim amândoi câte 10 dolari. Ai și un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț, plus altele. Deci noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.